Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Creștinii ortodoxi din Bacău în pelerinaj la Iași. Episcopul Iosif Păuleț a oficiat Sfânta Liturghie la Onești. Izvorul la Pește din Onești renovat. Pe 14 octombrie, creștinii au sărbătorit Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Mii de pelerini au mers la Iași pentru a se închina la racla Sfintei Parascheva. Oamenii au stat ore întregi la coadă, dar spun ei că odată pe an merită acest sacrificiu. Cu aveasei Parascheva îi sunt atribuite minuni și vindecări miraculoase. Detalii în materialul următor. Vârlad. Păi, de asare, de la ora 11. Cred că 11 ore. 11 ore, da. Cum a fost aceasta? Cu credință și cu dragoste de Dumnezeu am învins și am ajuns la cuvioasă. Ce vă aduce aici? Necazuri. Pentru boală, pentru sănătate, pentru... Bine, casă-i. Da. A fost grea așteptarea, 11 ore? A fost frică? Nu, a fost foarte ușoară, foarte ușoară, că am venit cu dragoste, am venit... N-am venit ca să-mi fie greu. Am plecat cu... și vin de 17 ani. Nu... Da. Da. Sunteți de la București. Când v-ați așteptat? Azi noapte la 11. Și cum a fost această așteptare? Dacă v-a fost greu? N-a fost greu, dar cu ajutorul Dumnezeu și cu viața am ajuns. Și m-am rugat pentru copii, pentru sănătatea copiilor, pentru mine, pentru soțul. Pentru... Da, e al treilea an. Și ați simțit așa? Da, am simțit, am simțit. O bucurie. Da, sunt din Călăraș, județul Călăraș, comuna Perișoru. Nu, este a doua oară. A doua oară și mulțumim bunului Dumnezeu că am reușit, am putut să venim. Ne-a ajutat Dumnezeu să ne rugăm pentru copii și pentru sănătate. Pentru dumneavoastră, pelerinaj. Doamne, ceva sfânt, o minune de la Dumnezeu pentru sufletul nostru, că ne putem ruga, că avem copii, avem nepoți. Suntem minunați, minunați. Mulțumim, mulțumim. V-a ajutat? Părinților. Ce v-a determinat să veniți prima dată? Nu știu, era un necaz? Nu, 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 nu. Mulțumesc Dumnezeu, n-am avut necazuri așa mari, dar nu știu, din sufletul nostru credința ne îndeamnă, ne îndeamnă și se cunoaște. Se cunoaște foarte mult că am venit aici așa. Se deschide sufletul către Dumnezeu. Din Constanța, în Constanța și am venit cu mare drag, venim anual. Mi se pare ceva extraordinar. Stăm de azi noapte de la 11 până acum, deci sunt aproape 12 ore, dar cu ne-am puternicit, scuzați-mi emoțiile, deci ne-a întărit atât de mult încât n-am simțit oboseala și astea și an de an, chiar de la Constanța, venim cu drag și o vom face de acum mult timp înainte. Ce vă determină? Simțiți după ce plecați că vă ajută? Eu am avut și unele probleme înainte de sănătate și eu zic că da. Deci, da, da, a fost foarte, da. Dar nu neapărat doar pentru asta, deci credința, dacă nu ai credință... Dar eu simt că s-a întâmplat ceva benefic după aceste pelerinaje, cum să mai spun. E la seara de la 12 și 3 minute. Suntem din Vârlad. A fost așa. Foarte bine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. E bine, e ordine, frumos. Mergem să ne închinăm. E plăcut pentru cel care crede. Cel care crede în minunile Sfintei Cuvioase să vină toți. Că fără Sfinți murim.
Peste 250 de jandarmi băcăoani au fost în misiune zilele acestea la Iași pentru desfășurarea în condiții de siguranță a pelerinajului la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și jandarmii băcăoani de la Gruparea Mobilă de Jandarmi au fost trimiși la Iași pentru a acționa alături de polițiștii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Iași. Aceștia au avut ca misiune menținerea unui climat de siguranță pentru pelerini, prevenirea aglomerațiilor sau oricăror incidente ce ar fi putut perturba buna desfășurare a pelerinajului și acordarea sprijinului persoanelor care au avut nevoie de asistență medicală. Pe timpul desfășurării evenimentelor, jandarmii au fost alături de pelerini pentru sprijin și îndrumare. Sărbătoare și pentru creștinii catolici, Sfânta Liturghie de Duminică a fost celebrată de episcopul Iosif Păuleț la Biserica Sfântul Petru și Paul din Onești. Episcopul a fost primit cu toată căldura de credincioși. Detalii urmăriți în materialul următor. Să vă fi întâlnit astăzi, după atâția ani și în această postură, așa cum a voit Dumnezeu. Spunea fetița în cuvântul ei, frumușică, spunea ea, că noi cu ce vă putem ajuta? Suntem mici. Voi mă puteți ajuta cel mai mult cu rugăciunile voastre, pentru că Dumnezeu privește la nevinovăția voastră, copiii toți și cei care mă urmăresc acum, rugați-vă pentru mine și eu mă rog pentru voi și noi preoții, așa că mă puteți ajuta cel mai mult dacă vă rugați pentru mine și eu vă promit că mă rog pentru voi. Mulțumesc tuturor pentru această primire plină de căldură sufletească. Profit de ocazie pentru a vă mulțumi pentru toate rugăciunile pe care le-ați făcut pentru mine. Cum spuneam, nu m-am gândit niciodată că voi reveni aici în această slujire de episcop, având de data aceasta o familie așa de mare în grija mea, dar mă bazez mai departe pe rugăciunile dumneavoastră, să nu le opriți niciodată și eu vă promit la rândul meu că mă rog permanent pentru toți, pentru toată dieceza, dar în mod deosebit pentru aceia pe care am păstorit și parohia aceasta Onești, am păstorit-o cel mai mult în viața mea preoțească, aproape 15 ani. Mulțumesc tuturor pentru generozitatea, iubirea dumneavoastră și căldura sufletească, mulțumesc corului și vă rog să țineți tare, mergeți înainte. Nu abandonați! Știți că am ținut foarte mult ca să nu se destrame corul și mă bucur să vă fi auzit astăzi. Cred că ați mai venit și din altă parte, nu mai știu, mă uit bine acolo, dar nu, parcă-s tot aceeași. Dar asta este un lucru frumos, să vă adunați în jurul păstorului vostru și cei de la cor și dumneavoastră credincioșii, pentru că așa se pot realiza lucruri frumoase când toată turma este adunată în jurul păstorului. Vă doresc din toată inima să fiți sănătoși. Dumnezeu să vă binecuvânteze viața, familiile dumneavoastră, tinerilor le doresc un viitor fericit, dar niciodată să nu-l excludeți pe acela care tu solus sanctus, singurul care este Dominus, singurul care este Domn, stăpân, că Dominus asta înseamnă stăpân. El este Domnul nostru, stăpânul nostru, așa că vă doresc tinerilor să aveți grijă de tinerețea voastră și să vă pregătiți bine pentru ca să asigurați bisericii și țării un viitor cu adevărat fericit. Mulțumesc bătrânilor, mulțumesc celor care n-au putut veni, poate mă urmăresc acum pe internet și ar fi dorit să fie și au fost prezenți pe această cale. Vedeți că știința, tehnica avansează și noi ne bucurăm și ne folosim de aceste mijloace pentru a comunica mult. De aceea mă încredințez mai departe rugăciunilor dumneavoastră și vă asigur de rugăciunile mele. Îi felicit și le mulțumesc și preoților care au venit să fie alături de mine la această într-adevăr sărbătoare, părinților capucini, colegului meu, părintele Antonione, l-a ieșit la pensie, trebuia să ies și eu anul acesta, dar Dumnezeu mi-a schimbat planul și trebuie să merg înainte acolo unde mă cheamă el. La fel părinților vicari de aici, părinte Toniș, cine mai este? Și celor care mă urmăresc pe internet. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i ocrotească și să le facă viața frumoasă și rodnică spre slava sa. Vă rog să rețineți cele trei lucruri care rămân pentru mine permanent,
oglinda vieții mele și slujirii mele episcopale. Totdeauna urmărim slava lui Dumnezeu, binele și înflorirea bisericii și mântuirea veșnică. Trebuie să ajungem toți în casa tăticului ceresc. Și tătuca v-a condus o bucată de vreme, acum îl aveți pe tăticu și cine va mai urma? Tata și cine? Am să vă dau acum binecuvântare, pentru că durează și ne prinde seara aici. Chiar sunt impresionat, peste măsură de impresionat. Dumnezeu să vă răsplătească pe toți și cu binecuvântare pe care vă dau acum să vă reîntoarceți la casele dumneavoastră, cum v-am spus de nenumărate ori, din casa lui Dumnezeu trebuie să mergem cu zâmbetul pe buze. Nu amărâți, ci zâmbind, pentru că aici trăim momente de adevărată înălțare sufletească. Rugați-vă pentru mine și eu vă asigur că mă rog pentru dumneavoastră, așa fel încât să trăim cu bucurie credința noastră creștină. Izvorul la Pește din Onești, de pe calea Judului, aflat într-o stare avansată de degradare, a fost modernizat. Izvorul reprezintă pentru mulți oneșteni o sursă de apă potabilă alternativă. Izvorul este și o sursă de apă bună pentru participanții la traficul rutier de pe calea Judului. Lucrările au constat în construirea peste izvor a unei structuri lemnoase acoperite, tratată pentru condițiile atmosferice de exterior. Au fost refăcute pavajele și căile de acces, s-a îndepărtat vegetația crescută necontrolat, s-au decolmatat rigolele de scurgere a apei, s-au consolidat malurile și s-au refăcut reparațiile la cișmeaua sursei de apă. Direcția de Sănătate Publică a făcut și analizele la apă, iar rezultatele bacteriologice și fizico-chimice au arătat că apa este foarte bună de băut. O tânără de 19 ani din Onești a produs un accident de circulație, în urma căruia 3 persoane au fost rănite. Șoferița conducea pe direcția Târgocna-Onești când a vrut să depășească o coloană de autovehicule. Din față venea un alt autoturism care la fel se angajase într-o depășire. Pentru a evita impactul, tânăra de 19 ani a virat brusc la stânga, a pierdut controlul volanului, a intrat într-un șanț și s-a răsturnat. Nu a existat impact între cele două autovehicule. În urma accidentului, 3 tineri, 2 fete de 17 ani și un băiat de 20 de ani au fost răniți. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În municipiul Moinești au loc mai multe investiții care transformă orașul într-unul modern și prietenos pentru cetățeni. Detalii urmăriți în materialul următor. Cum arată aici parcul? E foarte frumos. Vă place? Da. Da? Da. Ce ar trebui să mai se facă aici? Așa, să măcar să mențină curățenia orașului. Să se mențină. Se mențină, da, da. Dar cine face mizerie? E, nu știu, nu sunt zilnic aici. Noi sunt care, adică cei care vin să păstreze curățenia orașului, măcar pentru asta. Corect, și să nu rupă obiectivele astea care sunt aici. Natura. Să mențină natura cum este, așa cum. În zonă la Lucrăceș, nu se poate face și acolo un pic de ordine, fain, frumos. Ar place, îi spuneți domnului primar să facă. Acolo locuim și în blocul ăla lângă biserica asta care e construită acum. Ia vorbiți cu domnul primar, poate rezolvă ceva. Să vorbim cu domnul primar, să vedem care e treaba. Avem și strandul ăla frumos, să ne-l facă, să remedieze străzele un pic, mai ales la intrarea mea, eu drept să vă spun, pardon, mă scuzați, sunt nevăzătoare. Și de unde e de la bordură și până la intrarea mea, am câțiva metri buni. Și numai cu groapă, așa, dacă mă credeți. Și dacă nu mă țin de soț, cad jos. Și așa am picioarele, dreptul l-am rupt, că am avut tijă la el, stângul, am o piciorul de jos deplasat. Am înțeles. Și măcar să fac un pic de acolo, când mai... Da, să pun un pic de acolo și... Și mai multe intrări, dar am văzut că la alte intrări am făcut, dar intrarea noastră... Poate urmează la rând, ce știți? Da, de vreo 3-4 ani făcut asta. Și anul... primar de 2. Vreau la mai mult. Asta era de când era domnul primar celălalt. Dar văd că tot nu s-a făcut. Acum cine plec... știe? Cine da. Știe? Sperăm. Nu? Noi mai trăim cu speranța. Speranța mare. Poate nu mai cad și nu rup picioarele iară, Doamne ferește. Da. Și în rest, cu
curățenie văd că și acolo. Înainte erau niște coșuri de astea care le răsturnau câini, copii, nu știu. Acum sunt mai stabili. Am și înțeles. Ce pune în coș acolo, vin ăștia care mătură strada, ia și face curățenie. Da, face curățenie. Să mai menține. Dar un pic aleile astea de intrare, mai ales intrarea mea, v-am spus, sunt bolnavă. Nu? Pe cuvânt. Mulțumim. Da. Și asta dacă l-ar face frumos strandul ăla, că păcat de el, ce strand era înainte și acum au rămas paragin. Jucați Remi? Da, Remi. Cine bate? Acum să de vedem tu. Cum ne ajută piatra. Am înțeles. Vă place cum arată parcul? Da, excepțional. Foarte frumos, foarte nimerit. Se păstrează curățenia? Că doamnele ziceau un pic la curățenie poate să mai păstreze cei care trec pe aici? Să mai păstrează, că așa, sunt și copii mulți. Și mai mănâncă și ei câte o înghețată, mai un biscuite, mai aruncă pachetele, dar în rest e minunat, e frumos, copiii au unde să joace, pensionarii au își pierd timpul, au cu ce. Opa, a câștigat deja cineva. Da, da. Bravo. Ce ar trebui să mai facă domnul primar? Poftiți? Ce ar trebui să mai facă aici? A, ce ar trebui să mai facă? Da. Ar trebui să punem niște umbrele. Auziți? Da, să facem câte o caură aici. Ai răbdare, ai răbdare și după aia. Și, da. Și să punem niște umbreluțe aici, că sezonul e rece, mai să strică timpul, ne-a mai oferit și un club în caz că e nefavorabil, unde putem juca șah, remitable, da, și participă toți pensionarii. Da, da, e foarte... Vă place cum arată orașul? Da, da. Primarul e cu noi, e alături de oameni, înțelegător, deschis. Am înțeles. Da. Mulțumim. Domnul primar pentru noi e cel mai bun. Asta e lozinca. Da? Da. Sunteți mulțumit de dumneavoastră? Dacă este ajutat de cineva, de cei din sus, face și el ceva. Dacă nu e ajutat de nimeni, ce să fac cu omul ăsta? Nu e ajutat de nimeni. Și face ce poate pentru toți. A făcut alta. Ca de unul singur. Social, mă refer și pentru... Ca de unul singur. Am înțeles. Nu face deosebire de... Nu face deosebire de oameni, nu face... Cu gazele, cu apa, nu m-a apropiat. Dar vă place așa cum arată orașul? Da, da, ne place. E foarte... Ce ar trebui, în părerea dumneavoastră, să rezolve și n-a făcut? Are dânsul, are cartea lui acolo, caietul, știe exact ce trebuie să facă. Dar sunteți mulțumit de el? Da, da, foarte mulțumit sunt de domnul primar. Foarte mulțumit. Sunt de domnul primar. Asta este. Lozinca. Din weekendul trecut au intrat în vigoare noile reguli rutiere cu privire la folosirea telefonului mobil sau a oricărui alt dispozitiv la volan. Prima zi fără telefon în trafic a adus și primele amenzi. În toată țara, mai mulți șoferi au fost sancționați cu peste 800 de lei pentru că au dat mesaje sau au intrat pe Facebook în timp ce erau la volan. Vizați de noile reguli rutiere sunt și bicicliștii, motocicliștii sau cei care merg pe trotinete electrice. Amenda dacă stați cu telefonul în mână în timp ce conduceți și mașina pleacă de la 870 de lei și folosirea tabletei sau oricărui alt dispozitiv de înregistrare la volan reprezintă motiv de amendă. Iar dacă în același timp se încalcă și alte reguli de circulație, precum trecerea de pe o bandă pe alta fără semnalizare, șoferul poate ajunge pieton pentru 30 de zile. Acestea au fost știrile. În continuare puteți urmări prognoza meteo. Marți, 15 octombrie, cerul va fi acoperit de nori joși și se va produce și ceață. Maxima va fi de 22 de grade Celsius, iar minima de 9 grade Celsius. Miercuri, 16 octombrie, vom avea parte de nori și soare. Dimineața este posibil să se producă ceața. Maxima va fi de 22 de grade Celsius, iar minima va fi de 9 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vă doresc o zi frumoasă. La revedere!